lăsate plângând ca scrisorile în sticlă. Data viitoare, uită-te pe unde mergi. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în an. Ai așteptat să-ți spun ce simt. Bună, eu sunt Andrei. Îmi pare tare bine. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de am crezut că voi muri de sete. Pentru? Pentru tot ce ai făcut pentru Ștefania. Dar noi ne-am promis că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Văzut de la spate. Poate, poate. Mie mi-a plăcut foarte mult, să știi. Viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți. Admirând câte două răsărituri pe zi. Te rog frumos să mă ierți. Poate, poate. Chiar am fost un idiot. Zi-mi cum să fac să mă revanșez. Dacă aș putea, aș da timp înapoi, să știi. Da, doar că nu se poate. Ce-ar fi să luăm de la capăt? Te rog. Ți-ai bătut joc de mine a doua oară în viața ta. Tu ai pus biletul la mine în cameră pentru că tu crezi că eu am o aventură cu tatăl tău. Ziua de azi mi-a arătat că ești un om de nimic, care nu merită atenția mea. Nu plec pentru că am promis cuiva care nu mai e pe acest pământ că o să am grijă de Ștefania. Dar fi convins că după ce Ștefania se va face bine, nu o să mă mai vezi niciodată. Poate, poate, poate. Pentru altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi. Bună seara! Ce cauți tu aici? N-am putut să dorm și am venit să caut o carte. Așa? Pot? Da, sigur, da, orice, poți, bineînțeles, o carte. Ce mai contează o carte? Ia tot ce vrei, ia tot! Doamnă, vă rog. Nu, ea nu m-a mai rugat-o pe mine nimic. Ea nu m-a mai rugat-o pe mine nimic. Probabil că-ți par naivă, dar nu sunt. Am fost tolerantă față de Ștefan și față de oamenii din anturajul lui. Atât. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. A, nu înțelegi? Nu înțelegi. Biletul ăla n-a apărut din senin. Andrei mă iubește prea mult și mă respectă prea mult și nu mi-ascunde nimic. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Înțeleg că cel mai bine în orice situație e să spui adevărul. Ce vorbe frumoase. Iartă-mă, te rog, dar nu sunt convinsă că tu ești în stare să spui adevărul. Scuză-mă, dar nu te pot vedea altfel. Am încercat, dar nu pot. Faci parte din viața trecută a lui Ștefan? Atât! Adevărul este că m-am culcat cu un bărbat din casa asta. Te-ai culcat cu un bărbat din această casă? Dar nu cu soțul dumneavoastră. Cu Andrei. Cum stai puțin? Nu știai că-i logodit, că urmează să se căsătorească? Nu. El credea că sunt o curvă care se culcă cu taică-su. Și nu era adevărat? Nu. Eu doar am avut grijă de Ștefanie. Doar că Andrei nu știa de viața dublă a lui Ștefan. Mi-a oferit o sumă de bani ca să mă culc cu el. A
făcut Andreiul meu așa ceva? Când? Chiar în ziua în care a murit Brândușa. Și te-ai culcat cu el? Aveam nevoie de bani pentru operația Ștefaniei. Nu toți suntem niște jigoni atribuiți să o salvez pe Ștefania. Și da, mi-am aruncat demnitatea la gunoi. Pare rău. Pare rău, a trebuit să spun că îi va simțeam că explodez. Într-adevăr, mama ta a avut dreptate. Ești un copil tare. Mi-ar plăcea să nu se mânc cu tata, să știi. Alta. Dar cu cine ai vrea să se cu tine. Ei, cu mine nu se poate. Tu ești băiatul meu, dar eu nu sunt mama ta. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai spus. Ai adus un pic de lumină în viața mea, un pic de ordine. Uite, știi ce? Eu îți propun ca asta să rămână secretul nostru. Nu e ușor pentru o femeie să povestească tot ce mi-ai povestit. Doamnă. Știi ce? Spune-mi, Eva. De acum să-l spui, Eva. Mulțumesc. Eva, de când am ajuns aici, te văd cum te chinui în fiecare zi și cum te lupți cu trecutul. Ștefan nu a fost niciodată fericit cu Brândușa. Nu a fost niciodată fericit cu Brândușa. Uite cum s-a terminat. Îți mulțumesc pentru vorbele astea. Eu... Mulțumesc pentru că mi-ai spus asta. Acum... Mergem să dormim? Da, trebuie să mă... Mâine trebuie să merg cu Ștefania la doctor. De ce? A fost astăzi Robert aici și... Și? Nu e foarte bine. Da. Trebuie să mă odihnim. Uite, ele trebuie să mă... Ele sunt ale... Eu trebuie să plec. Mulțumesc.